Bine v-am găsit, bă, băieți, la un nou episod serios de Free Fire și, bă, băieți, dacă vreți să vedeți cine a câștigat promovarea de ieri, aveți linkul băiatului acolo în descriere, dați și lui un like, un subscribe și uitați-vă cu toții, poate ești chiar tu ăsta care te uiți la mine, poate chiar tu ai câștigat promovarea de ieri. Și, bă, băieți, dacă vreți și voi promovare gratis, nu uitați să scrieți cel mai frumos comentariu, iar eu mâine voi face promovare pe episod. Și, bă, băieți, astăzi suntem cu Vipera la duo versus squad rank, mă, băieți, să vedem ce facem, pentru că am pus o poză mai de mult și am văzut cum a făcut foarte mult. Se numea, nu știu, pro player de România, ok? Și hai să vedem ce este, mă, băieții, la duo versus squad. Și apropo de asta, am făcut 2000 de abonați și vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult. Chiar contează foarte mult pentru mine chestia asta și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Și da, băieții, hai să nu mai lungim și hai să începem cu episodul. Ok, băieții, și suntem aici la duo versus squad rank. Da, o să fie match greu. Și mi-am schimbat și eu costumația, mă, băieții, mi-am luat și eu costum de Crăciun, tot vine Crăciunul, nu? Și da, nu, hai să nu ne uităm unde nu trebuie totuși, hai că da. Ok, băieții, și se pare că este un meci destul de greu. Avem și pe locul 2 și pe locul 3 niște români care vor bătaie și nu știu cum, dar o să primească în curând. Da, hai să dăm unde sărim, mă, băieții. Ok, și am uitat să vă zic, mă, băieții, despre un event. Bă, de ce zic mereu, bă, băieții? Pe bune, de ce zic mereu? Ok, hai să nu mai zicem, bă, băieții. Ok, băieții, glumesc. Este un event acum, mă, băieții, care... Iar am zis, nu te cred. Care găsești Moș Crăciun pe mapă și gen îți dă niște cismulesti sau ceva, nu știu, niște ciorapi, ok, niște șosete, cu care poți să iei anumite chestii de la anumite roți. O să vi-l arăt după ce termină meciul ăsta. Ok, dacă nu uit, mergeți aminte, pe bune. Și hai să mergem în, nu știu, habar n-am unde, hai să mergem. Nu știu, Bill Masaki, pe aici, nu știu. Sau hai mai departe, nu știu, totuși e duo pe squad. Ok, bă, sunt 49 de player și nu-i nimeni aici. Ok, hai să mergem aici totuși. Oh, ba da, e. 3. Ok, hai că a plecat Vipera, hai să mergem și noi. Să vedem ce face în meciul ăsta. Ok, și parașuta asta este tot de acolo, mă, băieții, de la eventul ăla. Bă, și de ce zic mereu, bă, băieții? De ce zic mereu așa? E enervant. Da, și am și sonorul 0. Nu e 0, dar e aproape 0. Hai să-l dăm puțin mai tare. Prea tare. Ok. Acum e ce trebuie. Bă, dacă găsem un M4 sau un... Bă, what? Parcă Vipera nici n-a plecat dacă ai ceva. Aoleo. Ce s-a dus săracul? Aoleu, bă, și i-am zis, bă, hai să stăm unit. Că e două squad, dar ieri cred că săracul s-a speriat, bă. Zice, mamă, să vezi acum ce minus iau cu Gabi, aoleu. Și ghiozdan asta, mă, băieții, este tot de acolo. Și da, iar am zis, mă, băieții, bă, pe bune. Deci ghiozdan asta e tot de acolo, de la eventul ăla. Și o să încerc să vi-l arăt după meciul ăsta, dacă nu uit. O vestă, please, o purghitoare. O shotgun, hai dă-mi-l pe ăsta, mai măcar. O vestă, nice, bă, sunt bine pe loot. O, și glue-ul, nice. Și hai să plecăm și noi spre Vipera. Dacă tot s-a dus așa ca din pușcă. Hai să mergem și noi după el. Un Moș Crăciun! Am găsit un Moș Crăciun, mă, băieții, Moș Crăciun! Moș Crăciun, hai să spargem Moș Crăciunul. O, și aveți și mașină de plecat, nice. Uite, mă, băieții, asta vă dă dacă spargeți în Moș Crăciun. Și cu asta puteți să dați la o anumită roată. Și hai să dăm sonorul 0, pentru că mașina asta face mult zgomot. Mult rău de tot. Hai să mergem la doamna Vipera. Ok. Și unde mă opresc? Unde? Hai că mă duc mai față. Și mă opresc. Așa. Bă, suntem destul de bunicel lutul. Am armură 3, am, nu știu, 2 meduri, un glue. E, it's ok.
Bă, de când vreau și eu un skin pe tigaie, dar mi-e lene să strâng tichete de alea pe bune. Dar o să-l iau până la urma urmei. Ghiozdan de 3. Uite și tu, vestul de 3, ok. Vii pe rou, vino cu. Vino cu. Așa, du-te sus. Bă, vino cu. Ah, vrei ghiozdanul? Ok, hai să găsim o prăjitoare, că nu-i de glumă cu shotgun-ul ăsta. Adică l-au scoat pe bune, nu ai ce face cu el. Deși trage bine la distanță, dar nu e bun. Știu, am zis în primul episod de ăla că e foarte bun shotgun-ul ăsta și mi-am găsit armă de apropiere, dar nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. Ok. Uite, meduri, meduri. Apropo, băieții, dacă vreți și voi să vă luați, ok. Dacă vreți să vă luați aia, cum îi zice, mă, comoara de pe hartă, ok, de la Elite și multe, multe chestii, uite, e chiar aici comoara. Doar că este foarte grea de găsit pe bune. Vipera s-a chinuit vreo 20 de minute a să o ia, cât durează un meci, a zis că l-a luat și zona, ca să ia comoara și n-a găsit-o până la urmă. După aia am dat eu cu el și nu știu, a găsit-o după aia. Dar oricum este foarte greu să găsești pentru că nu vezi semnul acela pe hartă. Atașamentul nou n-am nevoie. Înainte arăta o săgeată, nu știu, mai mare, dar acum este o săgeată extrem de mică, extrem pe bune. Ori este băguită de la ei, ori nu știu, așa e de la ei. Habar n-am, ok? Habar nu am. Ideea e că este foarte mică. Băi, și hai să mergem și noi pe ei, adică mai sunt jumate din playeri. Și aș vrea și eu un kill, 2, 3. Aici a luptat Viper, am înțeles. Hai să ne urcăm undeva în dreapta. Pe aici sau pe undeva, nu știu. Habar n-am. Hai să mergem așa, random. Mergem și noi, random, zburăm! Zburăm și n-am zburat bine. Dar zburăm! Bum! Bă, nu pare player, adică. Hai să dăm loot-ul. Nu pare. Bă, noi nu aveam 4 de 2. Ah. What? Ce? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? What the fuck? Bă, că am un squad în casa aia pe... Bă, bă, bă. Pe bune, dar n-aveam de gând să mă risc cu shotgun ăsta. Pe bune, n-aveam de gând. Pe bune că n-aveam de gând. Și era ce caut acolo. Bă, e mai greu decât credeam, băieți, challenge-ul ăsta. Mult mai greu decât credeam eu. Hai să dăm puțin sonorul mai încet. Bă, nu e de glumă. Nu e de glumă pentru că sunt foarte multe squaduri despărțite și pot să-mi iau un mare minus, pe bune. Nu e de glumă. Bă, săracul Vipera, bă! Mamă, deodată aud, bam, nici n-a apucat săracul să scoată armă. Pe bune, marș. Bă, dar prea, pe bune, mă, prea, înțeleg eu că e rank, bă, dar să stai atâția într-o casă. Adică pe bune nici nu a avut curaj să vină la mine. Eu zic că stai să vezi că sare după mine, dar nici măcar nu a avut curaj. Aoleu. Nu mi-e de bine, știți ce zic? Adică nu mi-e de bine pentru că nu țin foarte mult la puncte, adică oricum sunt Grandmaster și chestii, doar că Vipera e la limită, adică dacă ea minus scade din Grandmaster, dacă ea plus crește în Grandmaster, știți ce zic? Adică nu vreau să scad. Pe bune, nu vreau să scad. Bine, și pe lângă asta, sigur că țin și eu la punctele mele cât de cât, dar nu musai, adică nu m-aș... N-ar fi cine știe ce e un minus, știi să zic, adică pe bune.
Deși vreau să urc în continuare în top 100, dar urc ușor, ușor. Am 6100 și un pic, sau ceva de genul. Și nu e wow, adică, înțelegeți voi. Nu alerg wow după puncte. Sezonul viitor, dacă am cu cine juca, nu știu, pentru că solo nu știu dacă o să mai joc. Să vedem dacă pot să fac top 100. Bă, dar pe bune, bă, chiar se simte Cupidonul. Se simte, bă, băieții, de când mi-am pierdut scarul Cupidon. Chiar se simte foarte tare. Ok. Da, bă, playlist e mare ok, ca într-un match normal de squad. Ar putea să iese foarte urât match-ul ăsta. Pentru că, practic, acum sunt solo vs squad. Am fost și eu două vs squad, dar da. Bă, cât... Bă, da, pe bune, puteam să fiu eu în locul lui. Pe bune, adică aveam 50% șanse să fiu eu în locul lui. Vă dați seama? 50% șanse să fiu în locul lui. Asta e, se pare că am mai mult noroc ca el. Asta e. Bă, nu mai sar pe aici, că dacă mă vede careva. King Laur, ok. Bă, avem un squad de români, King Laur cu Alex ăla. Probabil sunt în același squad. Bă, what, ce e acolo? Silencer! Nice. Nice silencer, nice silencer, bang. Gâgă. Bă, nu, what? Bă, erau câți erau, mă, 18 și acum mai sunt 6, mai sunt fără mine. Ok. Hai că până la urmă n-a ieșit atât de rău match-ul ăsta, adică pe bune. Minus acum, dacă mor acum, nu știu cât pot să-mi iau. Bine, de fapt sunt echipe multe. Dar nu cred că pot să-mi iau foarte, foarte mare minus. Bă, Scar sau M4, Scar sau M4, habar n-am. Habar n-am, dar am skin-ul ăsta pe M4, deci cred că ar fi mai bine în M4. Hai să mă duc undeva în mijlocul zonei, apuc și eu un kill măcar. Că maxim nu cred eu că o să iau meciul ăsta, pentru că da, am vrut eu să-l lovesc, două pe squad. Bă, bă, da, pe bune, mă, campări, bă, pe bune, campări. Da, și o să rămân eu versus România, așa-i? Așa-i că rămas eu 1v4, pe bune? Bă, pe bune! Aoleu. Iară zic românii că m-au omorât și zgrat Mazdar și nu trebuia să mor și chestia, aoleu. Ok, dacă vreau să-i omor, trebuie să l-am văzut deja pe unul. Am poziție extrem de bună, așa zic eu. Dar din păcate săracul a fugit. Cred că era oia care l-a omorât pe Vipera. Pe bune, chiar nu mai știu acum o să mă duc. Dar o să încerc să stau tot pe munte. Mamă, dar n-am glori, frate, să mă bag un squad. Dacă intru în dronul ăsta, s-ar putea să mă sperii. Ok. Bă, nici sonorul nu l-am foarte tare. Pe bune, mi-e frică, bă, mi-e frică. Dacă-i squad-ul ăla de români full. Văd că nu mai mor. Am dat în unul pe pod, dar nu înțeleg care a fost treaba cu el. Dar nu cred că era squad-gen ăla. Da, și deja am o idee unde m-aș duce. Și să nu zici că aia încă-s acolo. Pe bune, nu. Așa ceva e imposibil. Bă, n-ai cum, bă, bă, n-ai cum, bă. Bă, n-ai cum, bă, aia eu mor, bă, n-ai cum.
Uite și tu, bă, fac gălăgie ca să vină playerile. A, vreți scandal? Stați așa că vă dau eu scandal. Unde să mă duc, mă, băieți? Unde să mă duc? Unde să mă duc? Vă sunteți șmecheri, mă. Mă, ce stau, mă, campuri, mă? Și dacă dau unei bat pariu că n-au vestă, decât dacă au luat de la Banti, nu știu. De la Banti, unul Vipera. Uite-mă la el. Țara cu Vipera acum ce zice, dă-i, dă-i, dă-i. Dar ei nu sunt zona, așa-i? Așa că băieții ăștia nu sunt zona? Oare ar fi românii, mă? Bă, cum ar fi să fie românii? Mă, camperilor, dar mai aveți multe gluri. Eu mai am gloanțe. Nu e frumos. Ăla e altul. Nici din partea ta nu-i frumos, prietene. Pe bune, asta e locul 4. Deci dacă mor acum e locul 4. Sunt extrem de bun dacă nu v-ați dat seama. Pe bune, tu chiar trebuie să mori, deja mă enervezi. Era și timp într-un final să rămâi fără gluri, zic și eu. Adică nu? Și tu ce faci, mă, dai mine? Tu trebuie să pleci de acolo că ești vai de mama ta, dar tu dai mine. Mai e unul pe munte, îl știu. Îl știu pe ăla de pe munte, dar e nasol să dau în el. Pe bune, n-are rost să spamez pe ăla. Adică n-am nici gloanțe și are și copacul, deci da. Numai dacă vrea un pic să se bată cu mine. Mie să nu-l aibă pe full control, după cum se aude. După cum vrea el să mă atace. Fiți atenți ce-i fac lui ăsta. N-a făcut bine, n-a făcut bine, bă, câte nab să fiu, bă, câte nab să fiu, 5-11. Bă, câte nab să fiu și le-a ăla, fii antenă, le-a ăla, le-a ăla, le-a ăla. Bă, câte nab am fost, bă. Da, asta e. Locul 3, v-am zis că toți e solo. Deci v-am zis că toți e solo. Sunt curioși cine câștigă, hai să vedem cine câștigă. Dăm și noi like acum la băiatul. Hai să vedem cine câștigă. Bă, cred că ăla câștigă dacă are un glu. Deși, na, acum, depinde, poate dă ăsta un cap sau ceva, dar n-are viață, bă, și n-are nici zona ca lumea. Ăla are zona aproape că stă după copacul la cât vrea el. Oh, nice, are bonfire. Nice. Și s-ar putea să ăla să fie din scoadă de români, oare? Pe bune, adică... Da, ăsta va muri. No, la cum dai, prietene, nu. Deci nu pot să cred. Nu meritai să câștigi, bă. Bă, pe bune că ăsta mă omoră pe mine. Bă, ăsta mă omoră pe mine, bă. Minus 1. Da, asta e, gâgă. Bă, băieții, hai că am făcut-o și pe asta, dacă e, bă, nu cred. Bă, l-am cărat pe Vipera, gata, l-am cărat pe Vipera. I-am dat minus 3, asta e. Din oficiu, minus 3 din oficiu. Bă, puteam să-l omor pe ăla, bă, doar dacă mă uitam la el să-i mai dau un hit, pe bune, deci asta a fost groaznic, nu cred. A câștigat cine nu trebuia, pe bune. Hai să vă arăt și eventul ăla, mă, băieții.
Deci trebuie să dați din stânga și dați câte un spin sau 10 spinuri, sunt aici 3 roți. La prima roată poate să vă pice chestiile astea pe care eu le-am luat pe toate. Deci astea poate să pice aici. La a doua chestie poate să vă pice astea toate și un costum permanent de fată. Și la a treia poate să vă pice tot ce e aici. Aici poți să dai cât vrei tu, câte spinuri ai poți să dai. Ok, și hai să dăm și noi la a treia. Și dăm un spin și... Bam, nimic! Nimic, yay! Bă, nu te cred. Hai bă, dă-mi ceva ca lume. Bă, be bune, mi-a picat chestii mai tare, nu știu, mi-a picat vreo 7 de alea de level 4, pe bune, da, să-ți abradez caracterul. Dar, în schimb, uitați-vă și voi, am făcut 8.000 gold și aveam 100 și ceva, nu fine. Ok, băieți, cam atât cu acest episod, dacă vă plăcut, dați și un like, un subscribe, sunt noi, eu v-am până vedeți, ciao!